Lansarea platformei online, prin intermediul căreia sucevenii vor putea participa cu proiecte pentru fundamentarea bugetului local pe anul viitor, a fost amânată cu o săptămână. Sucevenii vor avea la dispoziție 1 milion de euro din bugetul local al anului 2019, din care vor fi finanțate cu câte 100.000 de euro un număr de 10 proiecte pe care ei le vor propune și le vor susține. Potrivit primarului Sucevei Ion Lungu, următoarea etapă va fi cea de dezbatere publică, timp în care fiecare propunere fezabilă poate fi votată electronic în perioada 7-13 ianuarie. El a subliniat și domeniile pentru care se pot depune aceste proiecte. Ultimul termen pe care l-am discutat în această dimineață este peste săptămână de azi, săptămână de data 29-11-2018, deci lucrurile se vor mai amâna o săptămână, ca să spun așa. Între timp se lucrează la partea de soft, la această platformă. Lucrăm la un regulament pe care voi supune aprobări în Consiliul Local pe data de 29 noiembrie și am stabilit cât de cât criteriile. Deci se corespund unui obiectiv de interes general. Să fie sau să poată fi asemănate unei investiții aflate în area de competență a primăriei municipiului Suceava și care vizează un spațiu public. Să nu intre în area de altor programe ale primăriei municipiului Suceava, cum sunt finanțările destinate ONG-urilor și structurilor sportive. Să nu fie contrarie sau incompatibile cu planurile sau proiecte ale municipalității aflate în derulare. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar, să nu aibă un caracter politic sau etnic, să nu genereze cheltuieli funcționari importante, întreținere, plată, drepturi de autor, adică fac o investiție de 100.000 de euro și mai costă încă 300.000 de euro să-l întrețin sau altceva. Nu știu, spunem doar ca exemplu. Să fie clar delimitat spațial, să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect. Sigur că mai sunt alte prevederi aici, noi definitiv vom aprova în ședința pe data de 29. Lucrul cel mai important se va întâmpla în luna ianuarie, când până atunci vor fi proiectele depuse și sigur va avea loc votul. Bugetul participativ va fi de 1 milion de euro, din care vor fi finanțate 10 proiecte de câte 100.000 euro, primele 10 în ordinea voturilor populației, a arătat primarul municipiului reședință de județ. Bugetul participativ a fost introdus prima dată în 2018, când, în urma discuțiilor pe cartiere, la care s-au prezentat foarte puțini oameni interesați, au fost selectate 7 solicitări, câte una de fiecare cartier, din care unele sunt deja realizate, iar altele în diferite etape de realizare.